Procesul de îngheț-dezgheț, dar și activitatea de dezăpezire au afectat grav drumurile din Zalău. Gropile apărute în asfalt pe majoritatea străduțelor îngreunează circulația și pun nervii conducătorilor auto la încercare. Din pricina stării străzilor, șoferii sunt nevoiți să-și ducă mașinile în servis din ce în ce mai des. Un adevărat crater s-a evit și pe o arteră principală din Zalău. Groapa s-a format în urma ploilor, iar șoferii sunt nevoiți să reducă cu mult viteza pentru a reuși să o ocolească. Societatea care se ocupă de repararea drumurilor publice s-a obligat să remedieze stricăciunile, dar surpriză, n-a făcut-o. Cei drept, în urmă cu o lună, firma răspunzătoare de executarea lucrărilor la carosabil a plombat craterul cu pricina. Muncă de mântuială, fiindcă la scurt timp groapa a reapărut în șosea. Conform celor declarate de Radu Nistorescu, administratorul public al primăriei Zalău, la nivelul municipalității se cunosc aceste probleme legate de starea drumurilor. S-a pornit stația de asfalt și sunt promisiuni că se vor relua lucrările de plombare a gropilor, cu condiția ca vremea să țină cu drumarii și să nu le încurce planurile. Câteva din zonele mai afectate, cum este cea de la Hanul Drumeților și mai avem încă vreo 2-3 gropi de astea mari, eu sper că dacă vremea ne lasă și nu va ploua în cursul zilei de mâine, vom reuși să le rezolvăm și în continuare toate forțele sunt pe teren pentru a putea să terminăm cât mai repede aceste refaceri. Așa că șoferii n-au decât să se roage pentru vreme bună, fiindcă în caz contrar le va fi și mai greu să ocolească gropile pline cu apă.